diplomația noastră? Noi am intrat în direct. Ca și tot statul, nu doar diplomația noastră, este la pământ. Chiar dacă avem un discipol de la Mghimo, asta nu înseamnă că încă diplomația noastră acționează în interes național. Dar vrem să le luăm pe rând, acum și în câteva minute suntem în direct. Dragi prieteni, astăzi este ziua videourilor în direct, live-urilor, cum îi spunem noi, pentru că problemele nu le poți amâna, nu le poți contramanda, nu le poți lăsa pe altă zi să le rezolvi. Uitați-vă care e problema. Unul din cetățenii noștri, sunt mai mulți de fapt cetățeni blocați în aceste clipe în Bulgaria. De această problemă se ocupă colega noastră, Ana Țurcan Oboroc, iar problema este că de câteva luni de zile oamenii pe camioane sunt blocați în vama din Georgia, au stat 40 de zile. Nimeni nu s-a interesat din autorități, din diplomația noastră, din ambasadori, consuli care îi avem. Cu greu au ajuns în Bulgaria și acum în Bulgaria sunt blocați în continuare. Dintre ei, unul din șoferi este bolnav cu o boală cronică, i s-au terminat și banii, și medicamentele, iar cei care reprezintă statul în afară, consulii, ambasadori și mai avem noi, strâng din umeri, ori nu răspund la telefon, ori îi zic că nu pot să rezolve. Dar astăzi încercăm să mergem la Ministerul de Externe, împreună cu colega noastră, să vă spună mai multe detalii și să ne spună ei. Îi sunăm pe șoferi direct, disperați deja, nu mai știu cui să se adreseze, ca să punem presiune pe autorități să miște odată. Am impresia că ambasadorul ăsta nostru sau ministrul de externe lucrează numai dacă îi sună Lavrov. Hai, Anișoara, încolo, la răcoare, că e și cald. Bună ziua! Care e problema, Ana? Spune în termeni mai rapizi ca să intrăm în minister. Deci, în o serie de șoferi din Republica Moldova, care circulau în Rusia, în februarie s-au pornit din Moldova și au rămas blocați acolo când s-a început războiul ruso-ucrainean. Ei nu știau că e război, că nu le putem învinui pe ei. Din 10 februarie, din 15 februarie, noi, mulți agenți economici din Republica Moldova, procură materii prime din... Au procurat, că acum aveam numai... Au procurat materie primă care a fost achitată încă din noiembrie, decembrie și ulterior prin contracte, transferuri. Deja era gata. Deci au fost plătiți anumite sume de bani și sigur că agenții noștri economici vor să primească marfa înapoi. Au fost contractați transportatori care s-au deplasat încolo să preia marfa și să o aducă în Moldova. Le-a prins războiul. Le-a prins războiul acolo, respectiv ei trebuiau să vină înapoi. Nu aveau să rămână. Și au luat drum de ocolire prin... Au luat drum de ocolire prin... Era două căi. Ori fie prin Europa, adică este prin Belarusia, Polonia, ori merg prin Georgia, Turcia, Bulgaria și așa mai departe. Vorbim despre acei șoferi care au ales a doua modalitate de ieșire prin Georgia. Au fost blocați, au rămas blocați între Rusia și Georgia din cauza unor probleme cu de trafic. Deci nu este vorba de politică, au fost probleme de trafic, au fost blocate aproape 60 de camioane moldovenești împreună cu alte camioane. S-a format un rând peste 100 de kilometri. Vă închipuiți? Un rând de peste 100 de kilometri de camioane. Și oamenii ăștia au stat? Mii de camioane. Acolo nu sunt condiții, acolo nu sunt... Care erau mai aproape de vamă, mai erau vreo două magazine, dar care au rămas în stepă, așa și erau. Deci, vă închipuiți tragedia acestor oameni care stau acolo, internet acolo nu este, Wi-Fi nu este. Deci, sute de kilometri, stepă și nu ai de unde să procuri mâncare. Deci mâncare nu avem. Deci nu mai spunem de bani. Dar ei ce spun șoferii? Că tu ții legătura cu șoferii. Au venit cei care sunt acreditați, diplomații noștri din Georgia, să vadă ce cu dânsii, să-i ajute, să-i... Nici nu s-au interesat. Și acum au trecut de Georgia și acum unii sunt blocați? Au stat 40 de zile acolo. Pe urmă au fost blocați deja între Georgia și Turcia, același rând. Deci o parte din s-a format acolo. S-au început întrebările că marfa este rusească, că camioanele... Dar camioanele sunt cu numere moldovenești. Camioanele sunt cu numere moldovenești, cu șoferi moldoveni la volan. Apoi între Turcia și Bulgaria. Deja iară s-au verificat, au fost camioanele trase la scanner, au fost... Așa e cu proceduri. Unele au fost descărcate complet, deci o bătaie de joc, să spunem așa. Nu s-au implicat iarăși niciun diplomat de-a nostru. Este de menționat faptul că unul din șoferii care sunt acolo i-a expirat pașaportul. El nu s-a planificat că o să stea două luni în rând.
ei strat pașaportul internațional, vă dați seama. Și acum... În Georgia ambasadă nu avem, din țara apropiată, Armenia, ambasada a spus că veniți, lasă vin încoace și noi perfectăm. Cum să vină omul să treacă peste două frontiere fără pașaportul expirat? Nu mai poate scurt, fizic, una deci nu este posibil. Alta probleme. Omul să treacă. Puțin de asta pe cineva interesează, acum au ajuns în Bulgaria. Bulgaria. Și care e problema cu Bulgaria? În Bulgaria nu vor bulgarii să perfecteze declarații de tranzit, deoarece marfa este rusească. Sunt anumite interdicții privind mijloacele de transport rusești, persoane cu cetățenie rusești. Asta este vorba de marfă deja moldovenească. Achitată, conform condiții, da, marfa devine proprietatea după ce e contractată, plătită. După ce am încărcat un camion, gata, e nu mai este rusească. Produsul s-a plătit în avans de prin noiembrie-decembrie. Am înțeles. Ea s-a încărcat în camion moldovenesc. Și zic autoritățile bulgare, de ce nu vor? Ce trebuie să întâmple acum? Autoritățile de la Vama Bulgare spun că asta este o chestie diplomatică, care trebuie să ocupe diplomația noastră. Diplomația noastră, mult laudată din Bulgaria, din capitală, i-am înaintat un demers colectiv încă de vinerea trecută, ca să înțelegeți. Sigur că nu s-a hotărât nimic. Nu s-a hotărât nimic vineri. S-a motivat că urmează zile de odihnă, toate că Vama lucrează și în zile de odihnă merge traficul. În zile de odihnă diplomații noștri se odihnesc, luni toți se odihnesc, marți toți se odihnesc, miercuri toți se odihnesc, cred că nu a fost. Am înțeles, și acum de la Ministerul de Externe și vrei să... Ai vorbit cu consulul? Ieri am discutat cu consulul nostru în Bulgaria. Și ne-a informat că au fost întreprinse toate măsurile posibile. Știți, un răspuns așa diplomatic, general, care nu înseamnă nimic. Și acum șoferii simt că o să mai stea iar încă câteva luni de zile blocați. Bineînțeles că se apropie iarăși sâmbătă duminică. I-au rămas deja și fără bani oamenii aceștia. Le-am transmis printr-un autobuz care merge în Turcia și trece pe acolo, le-am transmis medicamente, sunt persoane diabetice și au nevoie de medicamente zilnic să le primească. Nu s-a apropiat nimeni de dânsi, diplomații noștri, cum nu s-a apropiat în Rusia și nu s-a apropiat în Bulgaria. Acum la minister și solicitări. Foarte mult aș vrea să vorbim cu responsabili de diplomație economică. Avem care așa a fost lăudată, chiar fusese îndăună la o întâlnire cu horticultorii și domnul Bolea spusese că diplomația noastră economică, domnul Pascaru... Interesele noastre economice sunt susținute și... Doamne ferești, haideți să vedem împreună, dar... Să discut cu ambasadorul probleme economice, ce s-a întreprins în cazul dat? Că... Care probleme au fost anterioare, au fost nevoiți agenții economici singuri să-i soluționeze, cu vamele străine. Mai scurt aici, dacă ești cetățean al Moldovei singur. Dar noi pentru ce avem diplomați, frate? Pentru ce plătim? Haide să vedem cum îi cheamă pe ăștia. Dar aici cu cine vrei să vorbești exact? Eu să vorbesc cu domnul Eugen Rusu. Bună ziua! Vrem să vorbim cu cineva din conducerea Ministerului de Externe, Eugen Rusu, știți? Posibil cu dumnealui, dacă nu cineva de la departamentul de diplomație economică. Avem o problemă în Bulgaria și vrem să o soluționăm. Sunt cetățenii noștri blocați. Sunt blocați acolo deja de o săptămână și se apropie iarăși... Încă o săptămână pierdută. Sărbătorile se apropie și risc să rămână până marțea viitoare și este o urgență. La telefoane nu răspunde nimic. Și ambasada noastră din Bulgaria nu întreprinde absolut nicio măsură, nu este niciun rezultat. Sunt șoferi de-a noștri cu marfă blocați acolo. Doi din trânsii sunt diabetici. Și sunt mai mult șoferi încă. Vedem dacă o să vrea să vorbească cineva, vă informăm. Până la urmă, diplomații sunt funcționari publici care s-au achitat din bugetul de stat format de agenții economici care își cer ajutor. Am impresia că e paralizat tot ministerul ăsta. Vă dați seama, unul din transportatori, toate 7 mașini sunt blocate. Sunt blocate de 2 luni. El de unde s-a venit ca să facă ceva dacă toate mașinile lui sunt blocate acolo? El merge, vă închipiți că el merge pe la familie, la toți șoferii aceștia, le duce salarii, le duce de mâncare, deoarece toate familiile sunt în drum. Păi... Este o tragedie a unui om aparte și vă spun că din toate aceste camioane... Dar nu interesează pe nimeni, asta e statistic. Sunt multe tragedii. Asta e statistic pentru autoritățile noastre, așa e tot timpul fost. Nu este normal că agenții economici mențin... Din câte eu înțeleg că reprezentanții VAMI din Bulgaria fac bancuri despre... Da,
deja cred că i-am bătut și noi la cap că îi telefonez eu, îi telefonează lumea la care e marfa, telefonează transportatorul și deja spun, păi da, voi aveți aici diplomații, ce fac? Biu bire, unit în Bulgaria, zbei bire și scald din mare, ce fac? Cam asta e. Asta e o întrebare de două ori, deci ei nu telefonează și nu hotăresc. Nu interesează spune, pe nimeni. Nu vă pot spune, nu am ce să-i răspund. Pe nimeni nu interesează problemele cetățeanului, de exemplu, că ești în străinătate, că ești absolut, acasă. Absolut, absolut. Unde e diplomația noastră de vază economică? Unde? Ia uitați ce minister frumos avem aici. Ah, wow. Condiții bune. Dar șofer și eu Ministerul Afacerilor Externe. Da. Și integrării. Și două luni fără condiții. Nici apă nu mi-a dus unde nimeni. Spiele, unde să mănânci, mâncare sănătoasă. Dar ei nu au așa condiții. Eu acum vreau să le lămuresc. Pentru cetățenii, treci la minte, oricare cetățean a unui stat european căzut în dificultate, că e blocat în vamă, că are probleme într-un stat non-UE, este susținut, ajutat, încurajat, diplomații fug, aleargă, îi scot din problemele pe care le au, mai ales problemele economice. Încă o dată mă convinc că ministerul ăsta nostru de integrare și externe, nepotul lui Lavrov care îl conduce, e un minister absolut paralizat, încă o dată reconfirm această teza mea care e mai de mult, cu regret au fost scoși din circuit ambasadori și diplomați de carieră, domnul Gribincea, domnul Iuri Reniț, ambasadori care ne puteau reprezenta cu demnitate în țările unde au moldovenii interes economic. Cu regret, absolventul Ghimoș, studentul lui Lavrov, odată afară toată diplomația noastră care ține la neamul ăsta, diplomați patrioți ai neamului, și-au adus oameni și-au trimis în multe misiuni diplomați și oameni care nici măcar nu știu limba statului pe care îl reprezintă. De asta cetățenii noștri când ne miresc în dificultate, fie acasă sau fie în străinătate, nu că susținuți, încurajați, dar pur și simplu abandonați, iar autoritățile statelor unde nimerim noi, cetățenii cu pașapoarte, așa numite moldovenești, suntem pur și simplu niște pui de badaproste, abandonați și lăsați în voia soarte. Ai bani, se descurci, plătești, mită, ieși. Nu riști să rămâi acolo și fără mâncare, și fără apă. Eu aș vrea să văd o anchetă de serviciu cerută de către administrația ministerului, pe acest caz concret, să vedem ce au făcut diplomații noștri și în Bulgaria, să răspundă măcar ce au făcut diplomații noștri în situații de criză, când cetățenii noștri blocați în vamă, nu pot să iasă, să văd cum vor răspunde și cei din Georgia, și cei din Turcia, că avem peste tot, și în Bulgaria, cu ce s-au ocupat ei, care măsuri au fost întreprinse, ca să știi oricare diplomat trimis de acum înainte într-o misiune diplomatică, să știi că prima misiune este să reprezinte și să promoveze interesele comerciale, economice și a cetățenilor moldoveni. Asta este misiunea lor pentru care noi le plătim salarii foarte grase. Și am văzut raportul Curții de Conturi. Băieții ăștia și-au tras mașini, iar fostul prim-ministru interimar acum e ambasador în Germania pe timpul oamenilor buni, iar toți cei care au fost șefi în perioada lui Plahotniuc acum sunt ambasadori în diferite state UE și non-UE. Iată, băieții cei care au slujit cu defaultament Partidul Democrat, Partidul Comunist, Partidul Socialist, acum și-au tras funcții de ambasadori cu salarii foarte grase și stau bine mersi în continuare acolo unde noi nici nu am ajuns niciodată mulți dintre moldoveni. Vreau să văd cine dintre autorități vor ieși să vorbească. Dar este măcar unul care poate să răspundă, să apropie, să întrebăm un coordonator din ministerul ăsta, măcar unul. La birou. Măcar unul se poate să iasă din toată clădirea asta, doar e o grămadă de oameni lucrează aici. Că noi două zile am încercat să telefonăm. Ați telefonat? Pe numerele ministerului care anume responsabil. Două zile sunat și nimic. Era și ieri și azi și nu numai eu sunt și transportatorul acolo camioane. Și de asta ai hotărât să vii la minister. Hai să vin! Dacă nu răspunde nici prin telefon, a sunat pe alt telefon și cu mare supărare, o scădere, ce sunați, că asta nu e competența noastră, sunați cu numărul ăsta, nu îi răspunde. Închis super, da? Da, super. Aștia care sunt slujba cetățeanului și îți plătesc din banii cetățeanului, încă se supără că îi deranjez, da? Dar să nu-i ții în camion vă două luni de zile să doarmă pe polița și de sus? Da, și să steargă cu șergățele umede. Ambasadori, diplomați, ei și vrei în ghimon. De asta am zis că venim personal, dacă nu se răspunde la telefon. Bun, persoana poate și plecat în concediu, dar oricum trebuie să fie cineva responsabil. Gata, dacă a plecat o persoană în concediu sau s-a îmbolnăvit, știi și bugeta au nebun și ăștia. S-a blocat tot ministerul. Tu înțelegi că nu ai cum să ai așteptări de la Mghimoul lui Lavrov. Mghimoul lui Lavrov coordonează mai departe Ministerul Integrării Europene. Ar trebui de schimbat dracul denumirea.
externe și afacerilor. Așa sunt copiii ministrilor, copiii deputaților, copiii... Și ne-ai spune, sistemul ăsta e perpetu, sistemul ăsta antinațional, antiuman, antisocial, perpetu de la o guvernare la alta, fără nicio schimbare, se schimbă doar șeful, ministrul de externe, în rest rămâne, și aici își găsesc leagăn, cuibul, în mare parte băieții care, cu mici excepții, doar băieți rari care au performanță la studii, performanță în comunicare, abilități diplomatice, în mare parte sunt copiii unor funcționari, unor securiști, unor procurori, unor judecători care își găsesc cuib, călduț, molcăluț. Eu vă recomand să citiți cartea domnului Vasile Bumacov despre ambasada noastră din Japonia, cum a fost deschisă și cum a fost trimisă o fătuică acolo, o fătușcană, care habar n-avea de diplomație, de parte diplomației, dar avea pile mari în Ministerul de Externe și în general la guvernare cineva era fiica cuiva și o promovau o non-valoare, un mediocru, un copil mediocru care în loc să ocupe cu alte activități, o reprezentat statul nostru în Japonia și eu sunt sigur că în multe ambasade noi avem copii de bani gata care ocupă posturi și locuri care ar putea să le reprezinte cu demnitate copii cu studii, copii cu abilități, mai ales dintre cei care au plecat în diaspora, cât în timpurile bune din diaspora au ocupat locuri de consuli, ambasadori, în țările de origine, acolo unde au 20 de ani stat, în Italia, de exemplu, în Irlanda, un ambasador care știe și tradiții și obiceiuri din Irlanda. De ce să nu fie ambasador? De ce oamenii care s-au manifestat plenar în Irlanda, în Marea Britanie, în alte țări europene, în Statele Unite, de ce nu ocupă posturi de consuli? Consuli, ambasadori, atașați militari, atașați economici, care cunosc realitățile. De ce trebuie să trimitem de la Chișinău niște no-name, niște copii de bani gata? De ce Maia Sandu cu guvernarea actuală nu a schimbat paradigma angajărilor pe criterii de corectitudine, de competență, pe criterii de abilități de comunicare? De ce totuși continui să ia pe ăștia care sunt fișori de și fiiculiță de bani gata, care n-au treabă cu diplomația? Și uitați-vă, un minister întreg la ora 3 poți să joci fotbal, uitați-vă, poți să joci fotbal când nici măcar miliția nu vine. Să discuți cu cetățenii. Și știind că eu să aici nici nu o să-ți iasă nimeni. Nici nu iasă nimeni, măcar un secretar de stat. Dar și dracului plătim noi salariile astea. Secretarul consilierul. A treilea ajutor de consilier. Ana, știi, noi suntem acasă discute. Și suntem cumva bine. Absolut. Mersi. Dar sunt frumos, oameni care... Uitați frumos o baricadat, da? Da, și așa au făcut... Doamne ferește, nu cumva cineva să intre și să-i deranjeze. Nu cumva. Păi da, iau, într-adevăr ai dreptate. Nu, eu vreau ca cetățenii plecați, mai ales că noi avem foarte mulți urmăritori din diaspora, să vadă care e atitudinea unui minister, așa numit integrării europene, pe model rusesc, față de cetățenii aflați în dificultate. Doar n-am venit să-i chem la cumătrii, n-am venit să-i chem la nuntă, n-am venit aici să fac lucruri urâte, am venit să solicit ajutorul diplomaților noștri, Ministerului de Externe, în problema unui cetățean sau a unor cetățeni blocați de luni de zile, De la începutul războiului sunt blocați. Eu nu mai spun de furile și mașinile blocate în Ucraina care au rămas fără marfă, pentru că și ăștia, varvarii, au luat tot din mașini. Chiar dacă e marfă moldovenească. Noi avem prea multă bunătate sufletească moldovenii ăștia. Ne calcă pe cap și noi tot batem din urechi. Am venit să cer ajutor împreună cu colega mea pentru niște oameni care sunt, nici nu știu cum să vă spun, dacă colegii îmi spun că au trimis cu autocarul medicamente pentru diabet. Oamenii noștri sunt bolnavi. Și cum? Cui se plâng? Aici trebuie să-l sun pe Lavrov, la Moscova, ca să-ți răspundă Popescu la Chișinău. Ca voi să înțelegeți creșteți cum funcționează sistemul nostru. Poate ajungem vreodată să fim partea comunității europene și toți aici cu dosare la Moscova, care au făcut școala FSB, care au făcut în ghimo, să nu mai aibă treceri niciodată. Dar eu nu înțeleg cum au trecut filtrele oamenilor bune ăștia cu școală de la FSB. Eu nu înțeleg cum FSB-ul și-a promovat mai mulți oameni. Șeful comisiei parlamentare e cu școală oficială, cu școală FSB. Ăștia sunt cu legitimații de la FSB. Nicu Popescu în ghimou, care numai tâmpiții nu vor să creadă. Toți cei care au terminat școala diplomatică de la Moscova ies cu legitimații FSB. Cum dracu să-l pui șef de diplomație pe ăsta cu școală FSB? Parcă am scăpat de Dodon și am zis că, băi, dacă se duce ăsta, păi să vedeți cum ați trăim. Și al aduci pe Nicu Popescu și îl pui șef pe externe, pe studentul Lavrov cu legitimație de FSB.
Și la Parlament avem alți FSB-ști. Apoi cum vrei să fie atitudine față de oameni? Cum vrei să fie atitudine față de șoferii, camioanele, exporturile noastre? Cum să te duci dacă iei două camioane care vin cu marfă plătită în avans de agenții economici și nu pot să promoveze interesele noastre naționale economici? Apoi voi vreți ca noi să cătăm unde să vindem mierele noastre pentru că Federația Rusă e paralizată și piața pentru mierele noastre nu mai poate fi acolo? Cum să-i încredințăm diplomaților noștri să caute piețe de desfacere în Occident, în Orient, în, nu știu, în Africa? Dacă ei n-ai cine, că uite, la jumătate de oră chiar vreau să văd, o să vină vreunul sau n-au să vină vreunul. Nu vă filmez. Dar puteți-mi un creștin de la minister să vorbim cu ei. Nu cumva, noi nu suntem... Asta și numărul de la minister, 022. Cetățenii simpli nu sunt molipsitori. Dacă veniți să vorbiți cu noi față în față, n-aveți... Asta e că așa arată timpurile bune. Și pandemia s-a terminat, fraților. Care pandemie? N-aveți nici un motiv. Și acum așa ai înțeles, că totodată... Să vă ascundeți, să-i trimit demers. Că el a să fie examinat pe tot, vă 30 de zile încă. Să trimit demers pe această adresă. Acușul am trimis, demersul nostru este trimis, dar acușul retrimit și pe aceasta adresă. Hai trimite, eu doamna să... Dar acum îl... Am ați înțeles? Ca să înțelegeți mizeria din instituțiile statului, poate s-or sesiza oamenii buni din Parlament, ăștia care le țin crâșa lui Popescu și la tot ministerul ăsta de incompetență. Nu scoboară niciunul măcar din tot aparatul ăsta birocratic să întrebe, dar ce s-a întâmplat cu cetățenii noștri? Haideți să vedem, poate ne implicăm. Nu, le dă o scrisoriță mititică pe care scrie o adresă de e-mail și un număr de telefon la care nu răspunde nimeni. Ana, dar formează să vedem chiar o să răspundă sau nu o să răspundă. Nu, prin fax e atâi. Prin fax încă s-a trimis, da? Și să scrim demers la demersul demersului care l-au scris deja nu știu de câte ori. E ca voi, ca să înțelegeți cei care veniți din diasporă și aveți vreo problemă sau aveți probleme în Italia, în Franța, în Germania și vă adresați la o consulat sau la o ambasadă, ca să nimeriți să scriți mesaje pe adresă de e-mail la care nu răspunde nimeni. E ca asta e statul cu oameni buni la guvernare. Eu vreau ca lumea să vadă din prima sursă, fără multe demagogie, că noi le mai mulțim, că nu știu ce, că politicieni, că au interes. Iată, oamenii care au nimerit de două luni stau blocați pe diferite vame și noi am venit să ne plângem la Ministerul de Externe. Ana, n-ai numărul Lavrov, să-l sunăm pe Lavrov? Din păcate nu. Noi știți mai mult așa, spre Europa ne tragem tot. Hai ca sunăm pe Lavrov și Lavrov o să rezolvă. Noi relații internaționale am făcut la Chișinău, nu la Moscova. Nu la Moscova. Haidem, gata, am venit, ne-a rezolvat. E-mail am trimis. Ai trimis deja. Din câte vedeți, nimeni cu noi nu vrea. Dar nici n-au să vorbească, pentru că asta e țara lui. Asta e țara lui Nicu Popescu. Ca să nu vă faceți iluzii despre statul oamenilor buni, vă spunem noi din prima sursă. Veniți și vă simțiți oameni de mâna a treia, mâna leproși, a patra, leproși de cu care nu vrea nimeni să vorbească, nici măcar să ia să spună ce s-a întâmplat. Haideți să vedem, poate rezolvăm problema, că câteodată e la un click distanță, la un sunet, la dacă un sunet absolut, și oamenii sunet, ar debloca mașinile și ar veni acasă. Dar uitați-vă care e atitudinea ministerului lui Nicu Popescu. Dacă ne-a rugat de la vamă, băi, lăsați să suni cineva. Înțelegi? Mai ales că Ana spune că a vorbit cu vame și de acolo și așa spun, las suni diplomația voastră să nu umbli cu băutul prin Bulgaria, dar suni. Dar care suni? Voi închipuiți-vă cum să sune cei din Bulgaria dacă la Chișinău tu te duci în sediu central unde e plin cu birocrați, cu funcționari și nu iese nimeni să te întrebi care e problema ta. Pentru că n-a venit încă o dată să-i chem la cumătrii. Uitați-vă care e atitudinea față de stat. E că ăsta e statul oamenilor buni pe care l-ați votat. Mie îmi pare rău că am pus cuvânt pentru oamenii ăștia. Îmi pare bine că s-a dus dracului Dodon, dar nu s-a dus departe. Stă după uși cu toporul în mână. Și cât oamenii buni îl promovează pe Nicu Popescu la externe, atâta timp statul ăsta n-are nicio șansă. Pe plan extern, avem noroc că diplomația europeană ne trage de urechi. Vrea integrare europeană, europenii vor integrare europeană, nu Nicu Popescu. Dacă ar fi din capul lui Nicu Popescu, el ne-ar face integrare euroasiatic cu Lavrov, ne-ar duce. Dar ne trag europenii, americanii,
vine Consiliul Europei, șeful Consiliului, șeful diplomației europene. Ăștia ne trag de urechi, că dacă ar fi din capul la Eșcu, Ministerul de Externe, ne-am integrat în taigaua siberiană. Sănătate, înțelepciune și fășiți-vă singur concluzii, nu vreau să vă... Duci, Osca, Olga Ionel, niște tâmpiți de ăștia care handicapați, duci, te adresează lui Dodon. Eu am strigat prin toate târgurile să scăpăm de Dodon. Îmi pare rău că mi-am consumat timpul și nervii ca să îl aduc pe Popescu, șef. Mulți ani.